Pască cu brânză de vaci sau ricotta și grâu. Eu sunt Camelia și să vedem modul de preparare și de ce Pentru ingrediente pască avem vom avea nevoie. nevoie de, pentru aluat, de făină. Aici am 400 de făină, de 8 grame de praf de copt, 125 de unt, 125 de zahăr, un ou și puțină coajă de lămâie. Acestea sunt pentru aluat. Pentru băutură o să am nevoie. Eu aici mi-am pus brânzica mea. Eu am ricotta. Am pus dedesubt făină de porumb și între șervețele, puteți pune și deasupra ca să scoatem tot zerul. Vedeți? Ia uitați. Cântărim să Și vedem cât avem aici. Voi avea nevoie de grâu. Tot așa am cumpărat un borcan de 500 și aici cred că sunt 400 de grâu. Voi Și pune voi grâu pune în 250 de lapte pe foc cu coajă de lămâie și apoi îl vom strecura ca să rămână doar pulpa, fără coajă. Și vom mai avea nevoie pentru umplutura noastră de zahăr, 200 de zahăr și de 3 ouă. Aici le am pe toate. Și de esență de floare de portocal. Și voi mai pune și puțină pastă de mandarine. Începe. Peste grâul meu voi pune laptele. Peste grâu voi pune laptele. Coajă de lămâie. Încercăm să luăm fără partea albă. Așa. Și apoi o vom scoate ca să aromăm laptele nostru. Și grâu. Așa, voi lăsa puțin în coajă și pentru aluat. Așa, cu parte. Și acum voi pune polița mea pe foc cu grâul, cu lapte și cu coaja de lămâie până absorbe bine grâul acest lapte. Voi pune o parte din făină cu praful de copt și amestecăm așa încet. Și aluatul o să-l punem într-o folie de transparentă de plastic să se odihnească cât facem umplutura. Așa cum vei face cu mâna. Și vom vedea dacă mai e nevoie de făină sau nu. Deci am pus doar o parte din făina noastră. Strângem totul așa bine. Și am să mai adaug puțină, puțină, că este cam moale. Și am să mai pun puțină, puțină făină. Așa, încă puțin. Nu mi se pare încă moale. Eu tot mă uit la lapte, la grâu.
nostru în folie. Aici am o sită, o voi pune așa peste un vas și o să strecurăm grâul nostru. Și în alt vas o să punem brânzica noastră. Și ia să vedem cât ne-a rămas. După cum vedeți, eu am pus de desubt făină de porumb, am pus șervețele și am pus și deasupra ca să îi absorbă tot zerul. Și să vedem cât ne-a rămas aici, brânzică avem noi aici. Deci am brânzica noastră și voi adăuga 200 de zahăr peste. Voi adăuga 3 ouă. Amestecăm așa cu palețigă totul. Și vom adăuga și arome și pastă de mandarine, deci care mi-a rămas aici, o pun pe toată, deci o lingură plină. Puteți pune și coajă de lămâie, și coajă de portocale, și fructe confiate, dacă aveți. Așa. Să luăm totul. Așa. Și voi pune câteva picături din aromă de flori de portocal. Aici, în Italia, aromă de fior d'arancio. Fior d'arancio. Și am să pun așa câteva picături. Am pus, ia uitați, cam jumătate din această fiolă. Am să închid și amestecăm. Să vedem grâul dacă este gata. Așa se vadă. Scoatem coaja de vacă și acum o să punem aici să strecurăm, să separăm. Așa, am mai găsit o cojiță. Și acum să separăm grâul de coajă. Și dăm totul prin sită. Ia uitați. Acesta este grâul. O să-l și cântărim. Să vedem cât ne-a ieșit. Aici avem umplutura noastră cu ricotta. Și am să pun și o bucățică de unt. Circa 40 de grame de unt am să pun. Ia să vedem cât are aici. Așa, 40 de grame, 44 am pus. Și acum voi pune această cremă. Deci brânza este fierbinte, este rece și am să pun și grâul peste unt aici. Și să vedem cât avem. Deci am 450 de grâu și 500 de ricotta sau de brânzică de vaci. Și acum amestecăm așa bine totul. Deci acesta este aluatul.
voi lua o bucățică, vedeți că este destul de moale și voi întinde așa. Și acum să punem umplutura peste. Să vedem. Voi lăsa așa. Și de aici voi face una mai micuță. Ia să aduc și alu. Așa, ia să... Imediat o dăm și la cuptor. Așa. Să-i facem și marginea. Așa. Și acum, ce ne-a rămas să facem pe mijloc?
asta este păscuța mea. Acum am să o dau la cuptor, la 170 de grade, circa o oră o să stea. Și mâine o scoatem din formă. Păscuță cu ricota și cu grâu este făcută astăzi. Așa, și o dăm la cuptor. Așa a ieșit. O putem da și cu puțin zahăr pudră. Și mâine o putem scoate din formă. Mâine o să scoat și am să vă arăt și pasca cum arată scoasă din formă. Vedeți? Așa. Multă sănătate și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și cum sunteți alături. Pici, vă doresc multă, multă sănătate. La revedere!